Salutări și bine ai venit la un nou tutorial de pe canalul Fata cu Flori de Hârtie. Astăzi vom face un mic brad de hârtie în tehnica quilling pentru decorațiune de Crăciun sau, nu știu, magnet, ce vreți voi să faceți. Vom avea nevoie de câteva fâșii de hârtie. Opțional puteți folosi o tablă cu șabloane quilling, dar puteți să faceți și de mână. Vom folosi acul de quilling pentru a rula câte o fâșie de hârtie într-un cerc și mai apoi într-o lacrimă. Avem primele cercuri gata și acum vom forma lacrima. Luăm cercul și pur și simplu pinciuim sau ciupim cercul într-unul din colțuri, aplicăm lipici și aceasta este lacrima. O puteți face mai mică, mai mare, mai strânsă, mai largă, cu două fâșii în loc de o fâșie. The sky is the limit! Ok, acum avem fâșiile, acestea practic vor fi crengile bradului. Acum este momentul să formăm bradul. Ok, mi-am făcut o idee de cum vreau să arate și încep să lipesc lacrimile între ele. Pentru vârf vă recomand să folosiți 3, pentru rândul 2 puteți folosi 4 lacrimi, le lipiți între ele. Și apoi pentru rândul 3 puteți folosi 2, puteți folosi 3, depinde cât de mare vreți să faceți bradul. Cam așa arată bradul meu acum. Mai strâng un pic și mă asigur că lipiciul se distribuie uniform. Și acum voi face tulpina bradului. Voi folosi o fâșie de hârtie, o rulez într-un cerc și apoi formez un mic triunghi din ea. Îmi pare rău că nu se vede exact procedeul în videoclip, dar e greu să și filmezi, să și meșterești în același timp. Cam așa arată brăduțul meu. Acum haideți să-i punem niște globulețe. Globulețele pot fi făcute în multe modele. Eu o să aleg o variantă mai simplă acum. Aceasta ar fi fost prima mea opțiune, dar m-am răzgândit și o să pun globulețele direct pe brad. Globulețele sunt practic fâșii mici de hârtie, rulate în cercuri nu foarte strânse și apoi lipite direct pe brăduț. Puteți să mai adăugați steluțe, puteți să adăugați rhinestone, puteți să adăugați sclipici. Sunt multe modalități de a face acest brăduț să pară cât mai festiv. Cam asta. Mulțumesc că ați urmărit acest tutorial. Nu uitați, like, share, subscribe și ne vedem data viitoare cu drag. La revedere!